Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Romi pentru România. Vă prezentăm astăzi un material care arată situația unei comunități de romi din județul Argeș, pe care râul Dâmbovița o desparte de viața civilizată. Sărăcia face legea în cătunele de pe Valea Cetățuii, iar imaginea pe care am găsit-o la familiile de rudari pare desprinsă din filme. Mai mult decât atât, un conflict vechi între administrația locală din comuna Cetățeni și cea din Stoienești i-a lăsat pe oameni fără utilități și fără investiții. Aflați întreaga poveste a unei comunități de romi uitate de autorități din reportajul următor. Comunitățile de romi din țara noastră sunt adesea ignorate de autorități. Într-un regim democratic, drepturile fiecărei persoane ar trebui apărate de către instituțiile statului. Însă, în cazul de față, apărătorii au pus mai presus de toate interesul propriu, ascunzându-se în spatele unei legi care nu face dreptate nimănui. Aflăm pe malul Dâmboviței, într-o comunitate de romi situată în județul Argeș, la granița dintre localitățile Cetățeni și Stoienești. Într-o vale îngustă și abruptă, la poalele mănăstirii Cetățuia Negru-Vodă, își duc traiul de mai multe generații, aproximativ 40 de familii de romi. Cătunele în care aceștia locuiesc sunt, din punct de vedere administrativ, parte a comunei Cetățeni. Cartea funciară și planurile cadastrale arată însă că romii își iau așezămintele pe teritoriul Stoieneștiului. Până în 68, cetățenii acestei localități, romii mă refer, aparțineau de comuna Bădeni. Bădenii în 68 s-a desființat și s-a înființat comuna Cetățeni. Conform legii 2/68, când s-a făcut reîmpărțirea teritorială, atunci s-a făcut și granițierea. Cetățenii romi n-au mai aparținut de comuna Bădeni, că comuna Bădeni s-a desființat și s-a înființat comuna Stoienești și au rămas OCPI-ul de atunci, n-a putut să facă modificarea ca și teritoriu. Noi am acționat în 2007 în instanță cu ajutorul domnului președinte, care îi mulțumim pe această cale, domnului deputat Păun era atunci. Ne-a angajat un avocat. În prima instanță s-a tergiversat politic dosarul și s-a perimat. După aceea, în 2000, am preluat din nou. Am fost la domnul președinte și ne-a angajat un avocat și am câștigat în prima instanță. Sunt la mijloc niște munți care ei nu se înțeleg pe munți și în ideea lor vă dau țiganii, dar nu vă dau munții. Ne referim ca zonă geografică, nu? Zonă geografică. Și n-am ajuns la înțelegere, deși în 2021 fosta prefectă, doamna Elena Mateescu, a încercat să pună în legalizare, în legalitate, o hotărâre judecătorească. I-au chemat pe cei doi primari, OCPI-ul, și s-a făcut un proces verbal. S-a ajuns la înțelegerea ca să respecte harta din 68. Toate mișcările acestea politice au afectat această comunitate. Absolut. Pentru că nu s-a mai ținut acest lanț, nu știu, de rezolvarea problemelor. Absolut. Și după aceea primarul de la Stoienești, văzând că noi am câștigat și să pună în aplicare prefectul hotărârea judecătorească, a făcut recurs. Și acum să vedem la recurs. Acum, dacă stăm și ne gândim, acești cetățeni de aici, acești locuitori ai comunei, aparțin de cine, concret?
ca și cu acte, ca primărie, da, da, da. Ca cu acte în regulă de primăria cetățeni. Cu atât avem noroc că suntem trecuți ca și familii într-un registru agricol de care poate beneficia și de drepturi și alocații, VMI. Adică, practic, casele nu pot fi nu intabulate sau cadastrate aici, pe zona aceasta, pe locul acesta, unde oamenii au construit. Deci oamenii aceștia nu sunt proveniți, sunt din moși strămoși aici. Da, acum 100 și ceva de ani nu erau atâtea case și atâtea familii. Erau câteva familii care erau împărțite pe acest teren. Între timp, normal, s-au născut atâția copii, generații. Da, rata natalității în rândul comunității este foarte mare. Deja noi și la școală suntem majoritari. Grădiniță avem, o să vă spun imediat, școlar, câți copii avem, peste 400 de copii. La cetățeni, în Valea Cetățuii, timpul parcă stă în loc. O neconcordanță din vremea vechiului regim comunist ține o întreagă comunitate din parcursul său firesc către integrare. În ciuda dificultăților, oamenii au ales să înfrunte obstacolele și să-și continue viața aici, la fel ca și înaintașii lor, astfel că muncesc din greu pentru a-și întreține familiile. De unde vă chinuiți așa să veniți cu... 5 km cu ele, în spinare. Așa greu vă chinuiți pentru foc? Totul așa, totul așa, totul și cu lemne de spinare, nu e altceva. Cât de greu trăiți aici, în comuna cetățeni? Nu trăim foarte rău, dar oricum mai trăim o leacă. Nu trăim așa rău. Mulțumim, dar avem de toate. Muncim, ne sculcăm, dar e rău cu lemne astea, e de parte. Unde munciți? Ce, munciți cu ziua sau? Cu ziua. Pe la lume, pe la oi, pe la vaci, pe unde apucăm, pe la munte. Aveți copii? Da, 6. Să vă trăiască. Da, și merg la școală copii? Da, am 4 la școală. O lege care nu a fost aplicată corect a blocat total dezvoltarea comunității, astfel că în prezent locuitorii nu au acces la apă potabilă, nu au canalizare și nici drumuri, iar investițiile pe care primăria cetățenii ar putea să le facă nu se pot realiza pe teritoriul localității vecine, Stoienești, nici măcar atunci când vine vorba de utilități. Avem apă, nu avem canalizare. Deci oamenii aceștia aici trăiesc, în afara faptului că sunt problemele cu actele, da? Deși fără apă și fără canalizare și fără drumuri. Da. De la primărie, ce s-a promis? Ce s-a făcut până acum, în atâția ani? Se scuză că nu pot să facă nimic, absolut nimic, că suntem pe terenul Stoineștiului. Pe atunci, drepturile de ce mi le iei? De ce plătesc taxele și impozite? Că în lege scrie clar. De unde s-a strâng taxe și impozite să vin acolo prin, să se întoarcă acolo prin investiții. Taxele mergând la Comuna Cetățeni. Da, la Comuna Cetățeni. Taxă pe teren, pe pământ, pe mașină, dacă au mașini. Cea mai mare teamă a oamenilor din comunitate este că ar putea fi evacuați din casele lor în orice moment. Cel care a avut câștig de cauză în instanță și care dorește să intre cât mai curând în posesia terenului locuit de mai multe familii de romi este chiar starețul mănăstirii Cetățuia, pe care îl știe de frică o întreagă comunitate. Câte 7-8 copii avem, doamnă, mândră, avem apa, e tulbure la pompe, n-avem... De unde bezi, doamnă, apă? De unde? De la pompe bem. Din pompă, de la gârlă, până nu merim, din Boviță. N-avem și noi apă bună. Nu ne-a de la pompă? Ce? Unde e pompa? O cărează undeva? Pompă în curte avem, dar e tulbură cum e pământ. Nu e potabilă, nu e bună. Nu e bună, nu e bună. Tinerile care avem. Nu e bună, da. Și beți așa din apa? Ce să facem? Dacă nu avem bani să cumpărăm apă, cum e la magazin, n-avem nimica. Suntem amărâți, avem câte 7-8 copii, avem câte 11 nepoți, vine tot la masă, că știe primăria cum suntem de amărâți. Da? Dumneata, ai o pensie? Nu am nimic, un ajutor de 1700. Atât. Am un ajutor de 1700. Da, suntem bolave, suntem vai de capul meu, că se vede. N-avem nimic. Deci nici pensie n-aveți și nici nimic. Doamne, cât un ajutor social. Atât avem. Atât, cola 34 pe mâine.
Câți ani aveți? Am 67 de ani. Nu am pensie, nu am niciun drept. Sunt vai de capul meu, amărțu. Sunt bolnavă de diabet, sunt bolnavă de tensiune, am tensiune mare. De când locuiți aici, dumneavoastră? Păi aici m-am născut. Aici m-am născut, m-am. Păi și trăiți de atâția ani aici, de 60 și ceva, 67 de ani și tot așa, tot așa, ia uitați, în noroi și... Tot așa amărâți suntem. În noroi, uite așa suntem aici și așa. Nu ne-a dat și noi niciun drept, nimic nu ne dă. Așa suntem amărâți, ca animalii suntem. Aici m-am născut în comuna asta Cetățeni, județul Argeș. Am 9 copii, am vârsta de 58 de ani. Părinții mei, tata are aproape 80 de ani. Mama a murit, născut aici, crescut aici. Aici plătim taxe, impozite și suntem pe picior de plecare, pe picior de mutare, pe demolare. Suntem în judecată cu starițul de aici așa, și nu știm motivul, pe ce motiv vrea să ne mute de aici. Noi nici la ora actuală nu știm motivul pe care vrea să ne mute de aici. Părinții la părinții noștri nu ne-a dat tii de proprietate și dumnealui cum a venit? De la București, că e din Felentari. Da. Am înțeles că e și el tot în România noastră, tot aceeași. Da. Ce a făcut el în primărie, nu putem să știm, că el dacă are bani, a câștigat titlul de proprietate. Și să vă mai spun ceva și să gândiți și dumneavoastră. Uitați ce face acest om. Noi suntem 56 de familie aici, care am fost toți în tribunal, în judecată, ne-a dus în Pitești. Și dar dintre noi, care toți ăștia 50 de familii, i-a lăsat pe toți și m-a luat doar pe mine familia mea. 5 familii sunt în care ne strabalează pe drum și vrea să ne surpe casele. Cu copii. Cu copii, cu tot. Da, până la urmă, stați puțin, v-a și spus că vă demolează, adică... Păi dăgăm hotărâre, doamne! Nu, da. Avem, suntem în tribunal, doar... În judecată suntem. Doar așteptăm să vie să ne bage bulduzerul cum a supat și pe asta. Unde-i casa dumneavoastră? Această casă tot așa a și a stricat-o, popa a venit cu utilaje de la București, de la Il. Asta era construită și a dărâmat. O vilă a fost de casă. Pe două nivele a fost. Uitați-o, pe două nivele a fost casa asta și a stricat-o, a venit cu o volă de la Ilfov, a venit și a surpat-o aici și acum a scas. Noi nu știm ce a făcut, că noi știm că pământul ăsta n-a fost niciodată a mănăstirii. Pământul ăsta a fost a primăriei, a comunității. L-a făcut pe el proprietar. Noi am vrea de la București să vină să caută aici și la Cetățeni, să vedem ce ilegalități a făcut. Dumneavoastră riscați să fiți demolat? Da, am luat, am decizie tot. Decizie să nu mai ai, să o dărâm. Și dacă mi-a venit decizia acum la toamnă, când să mai dărâm? Ce să mai dărâm? Stagnat lucrările. Da. Da, pentru mine e greu să înțeleg de ce ar vrea să dărâme 5 case. Aici e o familie, aici o familie, acolo o familie, aici. Suntem 5 familii care noi suntem puși pe... E fiecare familie, 5 familii suntem aici. Și toți suntem pe plecare, pe mutare. Chiar dacă aveți căsuțele astea, da, așa... Așa, noi suntem mulțumite cu așa ce avem, da, doamnă, să rămână. Nu ne trebuie altceva. Dar nu ne lasă. Sunt construite până să vină dânsul aici. Da, de ani de zi. Da, ani. Se vede da, ani. Da, ani de zile. Ei, și el acum vrea să... Nu ne lasă dacă ne plouă în casă. Nu ne lasă să punem și noi... Să... Să punem și noi ca coperiș pe casă. Sau să facem și noi. Dacă pică casa pe tine, nu avem voie nimic. Deci în fiecare căsuță e câte o familie. Câte o familie. Tot e așa, vrea să ne mute. Suntem 5 familii aici, care suntem în tribunal și vrea să ne mute. Și stăm pe fiecare zi cu frica în sân că vine și ne mută. Și ne amenință, doamnă, să rămână, nu mai nici somnul în pat. Ne amenință că ne surpă, că ne surpă, că ne surpă. S-a angajat un avocat care va merge să vadă care e situația cu actele. Rugăm în toată inima să ne ajutați. Că n-am avut ajutor de la nimeni. Primăria așa la mâna după noi. Noi suntem numai să plătim impozite, să plătim tot ce ne lumină, tot. Dar pe noi nu ne-a luat nimeni în considerație, s-ar să ne ajute, s-ar să ne rezolve și pe noi cu ceva. Cu nimic.
Conflictul dintre reprezentantul mănăstirii și comunitatea de romi are o istorie lungă și creează în continuare confuzie printre romi. Procesele aflate pe rol și deciziile judecătorești vizează doar anumite familii care locuiesc în construcțiile considerate ilegale, pentru care însă oamenii plătesc impozite în comuna Cetățeni. Asociația Partida Romilor a sprijinit comunitatea încă de la începutul acestor dispute și a susținut orice soluție de mediere care să nu implice evacuarea locuitorilor sau scindarea comunității. O să vă rog să-mi spuneți câteva cuvinte despre comunitatea de romi de aici din Cetățeni. După cum ați observat și dumneavoastră, comunitatea este aceeași ca și după 90. Am avut atâția primari la conducerea comunii, dar nimeni n-a făcut nimic. Deci comuna arată la fel ca și după Revoluție. Nu avem apă potabilă, nu avem canalizare, nu avem drumuri, nu avem acte de proprietate. Oamenii sunt cu adevărat disperați aici. Ați văzut și dumneavoastră, am mers împreună și practic se vede disperarea pe ei. Faptul că pot rămâne fără aceste mici adăposturi, căsuțe sau munca lor de viață și mai ales că sunt născuți aici de generații întregi. Înțeleg că unii s-au născut aici, au deja 70 de ani, dar alții trăiesc, chiar și bunicilor sunt născuți aici. Da. Problema care va interveni a fost acum după Revoluție, când acest stareț de mănăstire a venit la noi în comuna Cetățeni și nu știu prin ce metode a găsit niște documente că terenul sau terenul care a trecut cel de la Valea Chiria aparține mănăstirii Negru Bodă, dar e cu totul greșit. Deoarece eu am avut o discuție cu acest stareț și am spus că dânsul ne-a găsit pe noi aici, nu noi l-am găsit pe dânsul. Deci e un lucru foarte clar, de unde vor fi luat actele, nu pot să-mi dau seama. Cine i-a dat câștig de cauză sau prin ce metode a câștigat aceste acte de proprietate, nu ne putem da seama. Referitor la comunitatea de romi de aici, de la Cetățeni, de unde am și fost împreună și am vizitat acești oameni, cum credeți până la urmă că se poate rezolva această problemă? Doamna, săptămâna trecută am fost cu Tinca Bombonel la președintele Nicolae Păun, am discutat cu dumnealui, am angajat și un avocat. E clar că numai voință politică, care din părerea mea, din punctul meu de vedere, lipsește. Din moment ce ai o hotărâre judecătorească, irevocabilă și definitivă, ca să respecti granițele de 1968 și tu nu o pui în practică prefectura Argeș și cei doi primari, înseamnă că lucrurile sunt dubioase. Și spun să fiu elegant dubioase, dacă de 3 ani de zile noi nu reușim să spunem, da, domnule, dumneavoastră sunteți aparțineți de comuna Stoienești, restul aparțineți de comuna Cetățeni. E simplu ca bună ziua, numai că acolo sunt interese mari, e problema de munți, e problema de multe păduri și de alte lucruri pe care noi nu le știm în legătură cu cel de-al doilea proiect și care e la fel de dureros și de usturător cu demolarea celor 40 de case de la Valea Chiliei, care e teren revendicat de starețul și de mănăstire. Noi știm că romii au fost aici de peste cel puțin 100 de ani. Starețul a venit mult mai târziu. Eu cred că dacă prea înalt sfinția sa, domnul preot, cum să zice, arhiepiscopul Calinic, ar vrea să se implice mai mult, cred că nu stă mănăstirea de 200 de metri pătrați. Gândiți-vă ce repercursiuni, ce urmări dramatice, drastice vor fi când trebuie să dărâm casa și să-ți rămână 50 de familii pe drumuri, cu copii, cu tot. Unde să te duci? Adică dacă în secolul nostru mai vorbim de demolare, e inadmisibil, după părerea mea. E inadmisibil să gândim atât de retrograd. Trebuie să gătim soluții, putem face cu administrația locală note de edificare, de construcții, cu experți locali, cu experți tehnici care se pună în posesie. Romii sunt pașnici, ni s-au pus stigmate în frunte că suntem răi, că nu, suntem oameni pașnici, suntem oameni cu drepturi și obligații, dar trebuie să fim respectați. Zeci de ani problemele romilor din Cetățeni au fost pasate de la o primărie la alta, de la o judecătorie la alta. Oamenilor nu le este clar nici până astăzi de ce nu au drepturi egale cu cele ale locuitorilor din Cetățeni de pe malul celălalt al Dâmboviței sau cu cele ale vecinilor din Stoienești.
au fost lăsați la mila lui Dumnezeu, însă riscă să fie lăsați pe drumuri ori strămutați tocmai de un slujitor al Domnului. Despre cum li s-ar putea face dreptate romilor și ce soluții există pentru această comunitate, am discutat chiar cu primarul din Cetățeni. Bogdan, aș vrea să stăm de vorbă puțin cu domnul primar și să ne explice exact cum stă situația în această comunitate de romi pe care noi tocmai am vizitat-o, domnule primar. Bine ați venit, în primul rând. Mă bucur că vă interesează soarta consătenilor noștri. Probleme sunt foarte mari în Cetățeni. Eu sunt la primul mandat, ca să fim înțeleși. Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm este această grănțuire. Dacă este posibil să spunem că din 1970, o parte din locuitorii comunei, cei de la Valea Cetățui, au buletine de cetățeni, dar teritorial aparțin de Stoinești. Cât mi-aș dori eu să putem să-i ajutăm să le îmbunătățim nivelul de trai, nu ne permite legislația. Nu putem să... Ne fiind terenul nostru administrativ, noi nu putem să facem lucrurile acolo. Corect. Deci asta e cea mai mare problemă cu care ne confruntăm. Că tunele care... străzile care aparțin de Comuna Cetățeni, deja avem proiecte în derulare pe ele. Vorbim de Strada Speranței, unde avem proiect semnat contractul cu Anghel Salini. În primăvară o să ne apucăm de asfaltat și lucrurile care le avem acolo. Deci legal nu se poate face această delimitare între nu cetățeni? Nu s-a vrut. Să fim sinceri și corect cu noi. Nu s-a vrut. Așa e. Nu s-a vrut. Până la urmă sunt atâtea familii acolo și vă dați seama, acolo, soarta lor depinde de situația... Dumnealor nu au la ora actuală apă, drumuri... Noi am văzut. Pe rușinea mea trebuie să le și recunosc. Numai că ce ține de cetățeni strict administrativ ca teren, suntem pe lucrări. Am extins rețeaua de luminat public, mai repet, avem proiect pe Anghel Salini pentru asfaltare, probe de apă am făcut, deci ce ține strict teritoriul de Comuna Cetățeni, în câteva luni de zile se vor îmbunătăți. Astea sunt niște probleme administrative pe care sper ca dumneavoastră sau și colegii, eu știu, în următorul mandat, cine, să vă spun, să le continue, însă situația gravă pe care noi am constatat-o în comunitate este această teamă a lor de a nu fi demolate aceste mici căsuțe sau improvizații. Asta sau este altă problemă. Asta este altă problemă. Deci noi prima problemă este grănțuirea. Da? Care sunt... În momentul când se va stabili clar linia de hotar, atunci putem sta de vorbă. A doua problemă identificată, așa cum am mers acolo, și gravă, de, da. Disputa între stareț și acolo... cele 40-50 de familii, din ce am înțeles, unde deja unele case au hotărâri de a fi demolate. Și aici trebuie să înțelegem care este subiectul și de ce s-a ajuns la acest moment în care oameni cu familie, cu copii, cu nepoți, care merg la școală, care își au activitate acolo în comunitate, riscă să fie demolați și rămași pe drumuri. Revenim la aceeași problemă cu grănțuirea. Zona de acolo aparține de Stoinești. Cu toate astea, eu m-am implicat. Am avut o discuție și cu starețul de la Mănăstirea Negru Vodă Cetățuia. Am înțeles. Da. Care mănăstire este tot pe teritoriul Stoineștiului. Acum problema se pune în felul următor. Eu cred, din punctul meu de vedere, s-a făcut o mare greșeală în momentul când i s-a eliberat titlul de proprietate pe terenul mănăstirii. Eu m-am născut și am crescut la Cetățeni. Îmi aduc aminte, într-adevăr, nu era ponderea atât de mare a locuințelor, dar acolo erau case, acolo erau oameni care locuiau. Chiar și acum niște ani, da. Vorbim de acum 50 de ani, când 40 ceva de ani, 50 de ani, când mi-aduc eu aminte. Deci, repet, și acolo erau case. Locuiau romi acolo. Cum s-au făcut acte de proprietate? Și eu mă întreb. N-aș vrea să fiu răutăcios. Dar, încă o dată revenim, acolo este teritoriul Stoineștiului. Dacă vom termina odată cu grănțuirea, pentru că asta este cea mai mare problemă, în afară de faptul că nu putem să le facem utilități și să le creăm servicii,
publice. Pentru că n-au un domiciliu. Nu este nu, domiciliu. Aici este curiozitatea cea mai mare, că asta o discutam și cu doamna ministra Justiției și cu domnul prefect. Buletin de cetățen, dar teritoriul Pământului al Stoieneștiului. O aberație destul de mare pe care n-a vrut nimeni să se implice. Când am venit primar acum 3 ani și dumneavoastră poate să mă confirme, m-am dus la doamna prefect, era doamna Mateescu, și am explicat situația. Nu i-a venit să creadă. A doua zi dimineața, dumneavoastră a fost aici. M-am povestit. Am mers pe vale, a chemat și primarul la Stoinești, la 2 săptămâni a schimbat-o politic. Și a rămas ca în tren. Există un proces pe rol, da? Deci noi trebuie să așteptăm acum să vedem ce se va întâmpla la instanță. De 3 ani de zile suntem cu adrese la prefectură, la instanță, la avocat și batem pasul pe loc. Nu, domnule, eu vorbesc de când sunt eu primar. Asta este prima problemă, cea cu delimitarea. E cea mai importantă. Și la dărâmarea caselor eu nu mă pot implica. Eu m-am dus acolo ca simplu consilier. La momentul ăla eram consilier local. M-am dus acolo cu reprezentanții romilor și am discutat cu starețul și le-am spus, părinte, nu este în regulă. Era luna noiembrie. Nici legea nu se permite. Ai o hotărâre judecătorească. De acord, o respectăm. Da? Dar haideți să mergem la primărie, la cetățeni, încheiem un proces verbal de amânare a punerii în practice a hotărârii până în primăvară și până atunci vedem ce soluție se găsește. Da, a pus nicio formă. Deci asta vorbim. Ori eu acolo, ora actuală, nu mă pot implica. Este terenul. Dar practic aveți idee cum a intrat în posesie a actului de proprietate? Are terenul bisericii, are act de proprietate. Deci dar, spus, dar exact și, cum a spus și dumneavoastră mai devreme. Adică știți de ani de zile că s-au născut oamenii acolo. Nu, asta am spus-o și eu. Nu știu cum s-ar putut rezolva această problemă. Dar la ora actuală au titlul de proprietate pe terenul ăla, mănăstirea. Problema era foarte simplă de rezolvat. Prefectul chema OCPI-ul și spunea foarte clar, schița hotarelor în baza legii 2/68 este un document administrativ, îl punem în practică. Și nu mai avea nimeni de comentat. Deci concret, până la urmă, ca să sintetizăm și să încheiem, eu știu, această mică discuție în momentul de față, concret, ce facem cu acești oameni? Eu aștept hotărârea instanței. Am solicitat avocatului să facă adresă la Curtea de Apel Pitești să motiveze sentința, pentru că orice sentință trebuie motivată, da? Să o motiveze, pentru că s-a dat din decembrie, după 4 decembrie, 4 sau 9 decembrie, așa? Deci, după 4 decembrie, până la momentul de față, n-au motivat-o. Deci, dacă n-au motivat-o, nici nu mă aștept să dea termen. Și atunci am rugat avocatul să facă adresă oficială către Curtea de Apel să motiveze și să trimită dosarul spre judecare, pentru că nu putem să stăm așa. Eu, când am venit aici, am găsit un proiect de apă. Un proiect foarte prost. Ca să-l pun în practică acum, mai trebuie 14 miliarde. Apa nu urcă în anumite zone. Iar la bază e presiunea foarte mare. Și îmi trebuie 14 miliarde să montez 3 stații de pompare și 4 vane de reducere de presiune. Suntem de râs. Inclusiv la minister, tot timpul mi-a spus, dom'le, ce-ai căutat, dom'le, de la câmpul la cetățen, dom'le. Într-o comună de munte, la ora actuală, să nu ai tu apă potabilă în condițiile în care Dâmbovița, care alimentează Bucureștiul cu apă, străbate comuna la un cap la altul. Și tu să nu ai apă toată comuna. Asta să nu ai un centimetru de canalizare. Drumurile pline de noroi și acum. Despre asta vorbim. Deși Asociația Partida Romilor va continua să apere interesele comunității de romi din cetățeni, indiferent de culoarea politică a liderilor locali și județeni, situația locativă a acestor persoane va rămâne una complicată. Este greu de spus care va fi soarta localnicilor de la poalele mănăstirii Cetățuia Negru-Vodă, având în vedere piedicile puse de autoritățile locale, instanțele judecătorești și biserică, de-a lungul la cel puțin 5 decenii. De asemenea, statutul de monument istoric al mănăstirii și șantierele arheologice din imediata apropiere a comunității, protejate prin legea patrimoniului, aduc și mai multe impedimente în dezvoltarea infrastructurii zonale. Numai speranța oamenilor că vor putea rămâne acolo unde s-au născut, au crescut și și-au întemeiat o familie, se menține de neclintit. Doamnelor, domnilor, am revenit în studio, iar alături de mine este Bogdan Paraschiv, subsecretar de stat în Ministerul Familiei și secretar general al Partidei Romilor Pro Europa. Vă spun bun găsit, domnule Paraschiv. Mă bucur că m-ați invitat.
De asta dată, domnule Paraschiv, iată că am fost împreună într-o comunitate de romi și trebuie să dezbatem ceea ce telespectatorii noștri au văzut puțin mai devreme în reportajul pe care l-au urmărit. Este o situație cum, până acum, să spun, chiar și cu experiența noastră, nu prea am mai întâlnit așa ceva. Am văzut multe noi la viața noastră, dar... Da, așa este. Din păcate, la televiziunile de nișă din programele TV, iată că astfel de imagini nu sunt arătate, niciodată. Aici intervine rolul nostru, al departamentului mass media din cadrul Partidei Romilor, să arătăm realitatea din comunitate. Realitate care, așa cum a spus și dumneavoastră la început, vorbim de un film, desprise dintr-un film. Eu spun că din filmele din Evul Mediu, pentru că acolo am văzut copii care merg la școală prin noroi, copii care nu au apă potabilă, copii care nu au acces la servicii de niciun fel, părinți foarte speriați și panicați de ceea ce le poate, li se poate întâmpla în perioada imediat următoare. Aici mă refer la acele cazuri din care pot fi demolați și evacuați de pe acele terenuri. Și situația, ați văzut-o cu toții și o vedem cu toții și sperăm că odată cu acest reportaj să putem veni în sprijinul oamenilor de acolo și nu numai. Întregile comunități trebuie să se simtă reprezentate de Asociația Partida Romilor pentru că suntem în slujba lor. Într-adevăr, Partida Romilor, prin statutul pe care îl are, evident, încearcă să sprijine de fiecare dată comunitățile de rom și a venit în ajutorul lor atunci când s-a putut, bineînțeles că sunt multe probleme care chiar nu fac obiectul asociației pe care este, și dumneavoastră o reprezentați. Suntem... Și iată că aici este o situație exact ca aceasta despre care noi vorbim, în care prea multe nu cred că aveți cum să faceți decât să trageți niște semnale de alarmă. Și tocmai voiam să vă întreb, totuși, condițiile de viață ale oamenilor pe care noi tocmai le-am arătat în reportajul nostru chiar nu reprezintă un semnal de alarmă pentru autorități? Adică totuși sunt în ați văzut două primării și tocmai asta, o biserică implicate. Vorbeam cu oameni care am discutat după această vizită noastră acolo, în comunitate, da. Și mă gândeam, domne, această localitate face parte dintr-un consiliu județean, din area unui consiliu județean. Oare nu s-au găsit în timp de 30 de ani fonduri suficiente sau o aplicare pentru rezolvarea acestei probleme care datează de atâta timp? Adică toți primarii care au activat până în momentul de față în plan local sau au avut aceeași problemă. Comunitatea și liderii noștri de acolo au semnalat, dom'le, nu avem nevoie de altceva decât să ne simțim că suntem proprietari ai acestor terenuri, că nu se poate trezi cineva peste noapte și mai de seamă un stareț al unei mănăstiri să ne evacueze și să ne demoleze. Și întrebarea mea e de ce s-a perpetuat aici Atâta timp acest lucru și nimeni nu a putut să miște un fir de ață. Deci oamenii aceștia sunt de generații întregi acolo, deci nu sunt veniți acum, eu știu, 10 ani, 15 ani, ba chiar am și găsit materiale de presă făcute în urmă și cu 10 ani despre situația de acolo. Deci oricum s-au succedat și la primării, au venit alți primari, alte... Ați văzut că părerile oamenilor sunt împărțite și acuză oarecum fosta conducere, fostul primar. Cert este că am văzut în vizita noastră și pe actualul primar că vrea, își dorește și mi-a plăcut inițiativele lui în care chiar... Vorbim despre primarul din Cetățeni, primarul actual în funcție. Chiar nu știu de ce culoare politică este, nici nu mă interesează lucrul ăsta, atât timp cât se apleacă asupra problemelor comunității și încearcă să le rezolve problemele. Noi de astfel de colaborări avem nevoie în teritoriu, de oameni politici care înțeleg că comunitatea de rom trebuie să fie ajutată și astfel de condiții în care copiii trăiesc, oamenii de acolo trăiesc, să nu se mai regăsească și în alte comunități. Dar, din păcate, cum este la Cetățeni, mai sunt poate zeci, sute de comunități uitate de administrația locală, județeană și poate chiar și centrală.
Poate pentru cei care au urmărit reportajul nostru e greu de crezut, da, să vezi în ziua de astăzi o astfel de comunitate, să vezi un astfel de loc cu atâtea familii și cu copii care trăiesc în niște condiții greu de imaginat. Citeam chiar în presa internațională referitor la etnia romă, pentru că este cea mai mare minoritate din Europa, că romii o duc la nivel european mai rău decât în perioada comunismului, în țările respective despre care știm că au fost ex-comuniste, pentru că atunci cât de cât aveau asigurat o bunăstare, o locuință, un loc de muncă. Loc de muncă, și puteau să se întrețină singur familia. Exact. În urmă cu foarte mulți ani, adică ne întoarcem... Cu foarte mulți ani și pierdem și speranța de viață. Un cetățean de etnie romă față de un cetățean de altă etnie sau majoritar are durata de viață scăzută cu 10 ani conform studiilor INS. Adică, iată la ce sunt expuși datorită condițiilor de trai din astfel de comunități. Și asta este valabil pentru toate comunitățile de romi unde regăsim astfel de lucruri. Știți foarte bine că președintele nostru, inclusiv la congresul de anul trecut, a spus că asfaltul se oprește la limita unde începe comunitatea. Apa la fel se oprește la intrarea în pe străzile din comunitatea. Din păcate n-aș fi vrut să demonstrăm acest lucru, însă realitatea, da, ne bate de multe ori. Așa cum spuneați, da, într-adevăr și la congres s-au vorbit aceste lucruri și s-au subliniat aceste aspecte și Partida Romilor are o serie de planuri și în viitorul apropiat. Știu că există o serie de proiecte și de programe menite să schimbe cât de cât sau așa cum se poate calitatea vieții minorității rome. Da, și la congres am aprobat acel plan pentru comunitatea de romi, romi pentru România, programul politic al Asociației Partida Romilor, care va trebui să pună în atenția factorilor politici modul în care noi vrem să arate o comunitate de romi. Adică dezvoltare comunitare, acces la servicii de sănătate, acces la servicii educaționale și reprezentare etnică în toate structurile decizionale. Asta ne interesează, pentru asta luptăm, pentru asta mergem în comunitate să arătăm oamenilor că pot fi reprezentanți de cei din rândul comunității și trebuie să conteze pe noi. Domnule Paraschiv, iată că acum aș veni așa și cu o constatare. De câte ori am mers în comunități sărace și cu astfel de probleme, am constatat că oamenii fac eforturi deosebite de a-și trimite copiii la școală. Într-adevăr, știm care e rata abandonului, că pe parcurs se mai întâmplă să nu fie bani sau să nu poți merge cu mașina până în oraș. Dar copiii de cele mai multe ori merg la școală. Deci eu am văzut familii și am prezentat și noi în cadrul emisiunii noastre familii greu încercate, să spun așa, de soartă, dar totuși cu toate acestea copiii mergeau la școală. Dacă ți-aduci aminte, clar, momentul în care am intrat în comunitate, l-am regăsit pe acel domn care venea din susul muntelui, venea bușteanul pentru a face foc copiilor, celor 5 copii care îi are, dintre care 3 dintre aceștia frecventau cursurile și, așa cum ne-a spus el, chiar are și rezultate. Și ceea ce mai ne-a surprins pe amândoi în modul plăcut și eu chiar am rămas impresionat și am stat imaginea cumva în care el ne-a spus că are de toate și că este mulțumit cu viața care o are acolo, chiar dacă pentru noi părea ceva de necrezut, eram aterizați într-un loc în care n-am fi vrut să fie adevărat, da? Dar pentru el și pentru familia lui, acolo este o normalitate și acolo sunt lucruri pe care n-ar mai avea nevoie de nimic altceva, atât timp cât ei pot să locuiască în acele case construite de ei, de părinților, pentru că, așa cum ai spus, ei, acea comunitate a fost de tot timpul acolo. Vorbeam cu acea bătrânică de 60 și ceva de ani, în care ne-a spus că inclusiv părinții dumneaei au fost născuți și au trăit acolo. Iată că nu vorbim de un pământ sunt ocupat ilegal, întregi. Da, un pământ ocupat ilegal, ci de
generații întregi care acolo au născut, acolo au crescut, acolo au pus umărul la dezvoltarea acelei comunități, acelei localități și așa mai departe. Eu chiar am studiat și niște acte ale terenului respectiv și pe multe documente deja căsuțele acele apar acolo în cartografierea. Exact, uh-huh. da, zonei. Acum rămâne de văzut, eu știu, legea acum cum va urma cursul, însă... Legat de lege, oamenii trebuie să se simtă reprezentați, de aceea prin președintele Nicolae Păun am reușit să încheiem un contract de asistență juridică cu un avocat din zona Câmpul Lungului și de a reprezenta acea comunitate, în a rezolva și a identifica exact ceea ce stă la baza acestor inadvertențe privind situația lor, a documentației privind cadastru, proprietatea și așa mai departe. Este un prim pas care îl facem, deja este făcut, contractul este semnat și aici nu se încheie activitatea noastră, din contră. În cel mai scurt timp am să mă deplasez din nou acolo, am să încerc să ajung la preasfințitul Calinic, în care aș dori să mediem această situație, pentru că vorbim de familii întregi de rom. Vorbim de familii întregi de rom care se simt în pericol. Fețele bisericești trebuie să se aplice mai mult unor astfel de cazuri și asta este menirea lor, până la urmă, să fie aproape de oameni. Și mai ales că există până la urmă și niște nesincronizări, să le numesc așa, în legislație și locul respectiv este împărțit... Da, știm foarte văzut bine cum arătau, deci ei plăteau taxe și impozite la o localitate, dar pe buletin apărea o altă localitate. Vorbim de Stoienești și cetățeni. Și de cetățeni, da. Străzile pe care ei locuiesc nu pot fi intrate în programul, discutând cu primarul în funcție, nu pot fi intrate în programele de dezvoltare datorită acestei inadvertențe, de a nu apare în documentațiile cadastrale ale UAT cetățeni, ci apare în UAT Stoienești. De aceea nici nu se poate dezvolta, ci încearcă să rezolve această situație cât mai rapid ca să poate beneficia și comunitatea noastră de acolo. Ați văzut cât de mulți oameni sunt și de asfalt, de apă potabilă, de servicii de salubrizare și așa mai departe. Dumneavoastră, domnule Paraschiv, aveți și o funcție politică, secretar de stat în Ministerul Familiei. Mergeți des așa în comunități, vă deplasați des așa la fața locului? Eu sunt un om al terenului, adică îmi place foarte mult să merg în comunități, să văd problemele care sunt cu adevărat și nu să stăm în fața unui birou sau să ne ascundem după ușă, să ne vedem locul confortabil, gata, am ajuns aici și nu. Nu trebuie să ne oprim, din contră. Mă știți foarte bine, de 18 ani, îmi place să fiu aproape de oameni, să încercăm să-i ajutăm cu cât mai mult posibil. Din păcate, Asociația Partida Romilor nu poate beneficia de fonduri în sistemul de asistență socială. Și fondurile care vin de la bugetul de stat pentru asociație sunt limitate ca și activități. Pentru păstrarea tradițiilor, pentru identitate, pentru cultură, istorie, educație și așa mai departe. Nu putem interveni noi, de exemplu, să facem cadastrele acelor oameni. Nu. Dar un parteneriat, cum spuneam, între primăria cetățeni, un contract de asistență juridică și Partida Romilor, putem face oriunde și putem să găsim astfel de situații încât să deblocăm aceste probleme grave și oamenii de acolo să se simtă că trăiesc în secolul 21, iată. Nu, adică, așa cum pare la cetățeni. Deci acolo, acea localitate chiar a rămas în timp. Uitată eu sunt, am rămas de... uimit, adică eu am rămas uimit, chiar dacă împreună, alături de voi, am vizitat și alte localități și alte comunități, de departe mi se pare cea mai slab dezvoltată comună. Adică nici nu poți folosi cum dezvoltat. Că nici măcar, da. Vorbeam de case făcute din lemne adunate, adică nu era nimic, o construcție așezată, vorbeam de câte o cămăruță unde locuiesc
4, 5, apă 6 persoane. Apă potabilă n-au, ei apă au potabilă, spus că... nu vorbim, ați văzut ce se voitau că apa este mâloasă și până la urmă o beau pentru că nu își pot procura apă potabilă de la magazin. Da, să sperăm că putem arăta și mai departe modul în care rezolvăm această situație de acolo și oamenii de din comunitate să vadă că nu stăm nepăsători la ceea ce li se întâmplă. Eu aș aduce aminte și de liderul județului Argeș, da, de domnul Neagoie. L-am văzut destul de implicat și de afectat de situația de acolo. Cum colaborați cu dumnealui? Colaborăm foarte bine. Chiar dumnealui ne-a semnalat acest caz. Am spus clar că trebuie să ajungem și v-am și sunat și alături de președinte am pus în mișcare această emisiune, acest reportaj și chiar dacă are o vârstă puțin înaintată, domnul Neagoie este un activist și un președinte foarte, foarte implicat în comunitatea din care face parte și pe care o reprezintă. Și sperăm noi să avem și rezultate și mai bune pe viitor acolo. Într-o zonă în care am văzut că au apărut tot mai multe filiale, nu să le numesc, filiale ale Partidei Romilor și în alte... Sucursale teritoriale. Da, sucursale teritoriale în zona respectivă. Domnule Bogdan Paraschiv, eu aștept vești de la dumneavoastră și în calitate de secretar general al Partidei Romilor, dar și în calitatea de subsecretar de stat la Ministerul Familiei, să vedem cum putem să ajutăm acești oameni și să nu rămână cu speranța că au fost vizitați de atâtea ori de echipe de jurnaliști sau de mai știu eu ce oameni așa politici spus, și nu s-a rezolvat nimic. Așa cum am spus, lucrurile nu se opresc aici. Vizita noastră nu este doar una de a prezenta o situație și să trecem la o altă comunitate. Nu, trebuie să rezolvăm această problemă a comunității și o să vă țin la curent cu tot ceea ce voi face în această perioadă, inclusiv după ce am întâlnirea cu Preasfințitul Calinic. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția noastră de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă invităm să ne urmăriți și duminica viitoare, tot aici, pe B1 TV. Până atunci, așteptăm mesajele și opiniile dumneavoastră pe pagina de Facebook a emisiunii Romi pentru România. Pe curând!